Salutare tuturor. Astăzi mergem într-o aventură timp de 48 de ore împreună cu tatăl meu. Hai! Și fratele meu. Hai să vedem, se vede? Mașina e super aglomerată, super încărcată, pentru că nu este un sport așa de pescar de duminică, e sport pro. Deci astăzi, zilele astea, în astea două zile, vom încerca să prindem niște capturi cât mai mari, să vă impresionăm, să zic așa. Da, mergem ca băieții, trebuie să profităm ca băieții de o aventură în sălbăticie. 48 de ore. Suntem gata să mergem. Îl pierdem. Băi, la volum e mai mare! E drag, bă! Tabăra pregătește lansetele. O să înconjoare tot la cu vreo 10-12 lansete, nu știu exact. Na, o pasiune foarte frumoasă.
prima dimineață la pescuit. O imagine superbă. Un peisaj superb. Pescuitul va degenera, întrucât crapul a hotărât să nu ne viziteze prea curând, cel puțin până la această oră. Noi am hotărât să vizităm porcul. Cărați, mititei... Ne arăți un pic să vedem ce ai tu acolo? Ia să vedem noi ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Cât o flecuță regulamentară de bucată o înfurajată, câte 3 mititei ia, și câte 2 cărnați. Spre soare. Ia. Eu zic că ajunge pentru 3 vițe. 3 vițe. O cafeluță cărată acasă, rețetă proprie. N-ați băut așa ceva, nu vă recomand să faceți decât în prezența părinților. Marinărească. Marinărească, după gustul meu, bei una, 3 zile de alergi continuu, nu mai stai pe loc. Așa. 20 de lingurițe de zahăr și 20. Perfect. Mai zic mă că-s congelate astea. Ai scăpat pe toate în pe pământ sau? Da mă, n-am scăpat pe toate. Bă, dar ce mișto face. Soarele sau? Nu mai știu. Sau luna. Și soarele și luna și focul și fum. Să-mi fac piciorul 100 de grade acolo. Cum e experiența la pescuit, domnul Cezar? Excepțional, n-am prins nimic. Așa ceva, deci mai rar de întâlnit, foarte mișto. Mai vreau. Soarele e... E sublim, e... Mă mărindez, dar eu chiar sunt căzut în clapă. Așteptăm să vină crap. 21 de lei toate astea, mă, tăsule. La... Bem o cafea, să ne revigorăm. Bate un soare extraordinar de puternic, suntem leșinați cu toții. Și îl așteptăm. Și îl tot așteptăm și nu mai vine. Ia să ne mai uităm la fixa aia, să vedem ce se mai întâmplă. Poate e crapul aia. Ne-am apucat de vlog dacă tot nu trage crap. Gata. Câte kile are? 5-6 kile, cred. Hai că-l scot, amă. Hai. Vreo 2 kg. Care mare? 3. 3-4, sigur. 3, de lat. De asta e mare. E de la mare. Ce mă, stai pește de 2 kg și cu capul? Așa. Să se vadă. Așa, tot uiți. 4 kg. Hello, lume. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat. Am fost cu Bărcuța să luăm o butelie, să ne facem și noi o cafea frumoasă, ca oamenii, marinărească. Și că am mers târ până acolo unde e mașina, când să ajungem să acostăm Bărcuța, sună taică-miu, am belit-o, am gândit că nu știu ce s-a întâmplat, când, ce crezi, a tras tenoul de câte chile tot, de 12 chile, și l-ai dus pe uscat, l-am dus pe uscat. Și acum o să vedem tenoul. Hai să vedem și tenoul. Maestre, haide. Scoate-te. Scoate-l un pic acolo. Da. Nu știu dacă se vede. Nu se vede, care e asta? Nu se vede foarte bine, dar e clar. Mulțumim de participare. Ai reușit singur să scoți, nerușinatule. Zici tu ceva la cameră, bravo, felicitări.
mulțumesc celor care m-au susținut și N-au fost cu mine la greu. Le sunt profund recunoscător. Am fost un trip minunat. Am pornit-o. Du-l mai încolo. Câte familia estimezi? Bandi. Hai să-l pupezi. Cât estimezi? 7 kg. 7 kg? 7 kg. Ok. Jumate frumos, 4 kg, 7 kg, 160, 11,54 aici. Deci cu Ciprian a fost o partidă inedită în care nervii mei au fost pus la încercare. Limitele mele au fost cu mult supraestimate și crapul pur și simplu m-a mai spălat puțin rănile. Pentru că și acest băiețel Ciprian este un personaj care îți mănâncă ficații efectiv. Dacă cumva mor prematur, să știți că e cauza. Sunt mândru de mine. Rămân bine, zic. Yes! Bine. Băi! Era super numai de era că te mi. Frate, stai cu minte. Stai așa, bravo, foarte cu minte. Băi, bun băie! Ba da, filmează! Ce mă, Andrei, mă, ce ai? Cât bine fac. Uite-l pe...